Voleibaliștii de la SCM-ul Craiova au pierdut surprinzător pe teren propriu duelul din acest weekend cu Unirea Dej, scor 1 la 3, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 8 a diviziei A1. Ardelenii au profitat din plin de apatia și greșelile oltenilor în toate compartimentele și au câștigat primele două seturi identic cu 25 la 23. Elevii lui Pascu au dat semne de revenire și și-au adjudecat parțialul 3 cu același scor 25 la 23, ca și oaspeții și toată lumea spera la salvarea a cel puțin două puncte din în acest joc, însă vizitatorii nu au fost de acord cu acest scenariu și s-au impus cu setul 4 cu 25 la 20 și au lăsat Craiova cu mâna goală, deși pleca mare favorită. Pentru trupa din Bănie urmează meciul cu cehii de la Clado Volleyball de mâine de pe teren propriu, din 16-mile de finale ale Cupei Challenge. Jocul de mâine începe la ora 18.